Și chiar mie, pe undeva, sincer, îmi pare rău, că nu știu dacă tocmai dumnealui a fost cel mai cu probleme de la noi. Dincolo de limbajul și trăsnăiele din birou. Dar cel puțin din zvonuri, din ce ajunge pe la ajuns pe la urechile mele, de-a lungul timpului sunt și mai barosani, cum se spune în limba română. Eu nu știu, aici nu există remediu, alt remediu decât cel care deja se vede în ultimele câteva cazuri. Ori se lucrează integru, corect, și nu se dedă nimeni la acțiuni de tipul respectiv, ori mai devreme sau mai târziu va fi exact aceeași situație.